Creația este dăruire de model de viu Dumnezeu, pe care apoi creația să-l desfășoare în modele proprii de creație. Creația se înrudește cu Dumnezeu ca model de viu în sine, și de acest model arhetipal este chipul de Dumnezeu din creație. Și acest model chip de Dumnezeu nu este doar simplu principiu de viu ci un viu real, ce are deja în sine toată vorbirea viului. Traducere în vorbire de creație a vorbirii viului dumnezeesc. Creația nu este simpla gândire de creația lui Dumnezeu, ci și transpunerea în traducere de creație a totalului limbaj dumnezeesc. Creația nu evoluează la formare de limbaj Dumnezeesc în traducere de creație, ci creația are ca dăruire tot limbajul Dumnezeesc, deja tradus ca model de creație. Astfel, creația este dubla realitate. Traducerea în modelele de creație a modelelor de vorbire Dumnezească de creație. Dumnezeu are deja în sine creația nu doar ca posibilitate de creație, ci ca modele prin care Dumnezeu se dăruiește creației. Dumnezeu nu se manifestă în creație, ci se dăruiește total, creind totodată creația căreia se dăruiește, iar creația se manifestă pe sine ca realitate de creație, ca dăruire a creației lui Dumnezeu, dăruitorul. Altfel, creația nu ar fi pe măsura Creatorului. Viul în sine este iubire, dăruire, care naște un alt viu, și acest nou viu este redăruirea viului dăruit, care prin dăruire continuă să facă viul multiplu. Ce este transpunerea viului, tată, ca limbaj egal cu vorbirea în sine a viului, tatăl. Limbajul viului nu se formează, ci se transmite. Și orice nou viu este o revorbire proprie a limbajului unic, viul în sine, care nu este simpla imitare. Ci totodată, un alt mod de transpunere a aceluiși limbaj. Copiii vorbesc limba tatălui ca de o ființă cu tatăl, dar sunt, totodată, realități de altă transpunere a realității tatălui. Pe baza acestei metafizici, trăirea misticii isihaste este o trăire specifică de îmbinare Dumnezeu creație în egală participare și dăruire, ce nu amestecă, ci unește mistic ca împărtășire reală de esențe deosebite, care doar ca deosebite dau adevărata mistică de participare reciprocă și dincolo de închiderea proprie. Mistica închisă în propria realitate, cât ar fi ea de totală, este un fel de egoism transcendental, străin metafizicii creștine a unui Dumnezeu trăime, nu singularitate spirit limitat în propriu absolut. Realitatea absolută creștină, ca persoană eu, este deja deschiderea în sine, care trece peste limitele proprii în trăimea de persoane. Spiritul singular, impersonal, absolut, nu are nici măcar deschidere în sine însuși. De aceea este nevoie de o creație, care să i dea iluzia deschiderii atât interioare cât și exterioare. Un spirit personal este deja deschidere în sine însuși. De aceea este deja triadă proprie ca eu, duh, spirit. Ca monadă de triadă în sine, care de nu se deschide și în afară de propria monadă, rămâne singură monadă, limitată în sine însuși, și de aceea Dumnezeul creștin este trăime de persoane și nu doar o monadă trinitară în sine. În acest sens, creația și Dumnezeu nu mai sunt simple proiecții și necesități, ci dăruiri și participări reciproce care dau misticii alte dimensiuni și atitudini. În acest sens realitatea nu mai este un principiu absolut convențional numit și Dumnezeu, și o manifestare acestuia ca lumea fenomenelor relative creație. Dumnezeu este o totală realitate cu manifestarea sa proprie, pur Dumnezească, trăime și har. Iar creația este o transpunere, dăruire a acestui Dumnezeu totalitate într-o altă realitate de esență-substanță creată, ce are manifestarea sa proprie, coexistentă și corespondentă cu cea Dumnezească, în participare reciprocă, fără amestecare. Sufletele de creație nu sunt proiecții relative de suflet singular, absolut, zis și Dumnezeu ci sunt suflete permanente de creație, transpunere de chip de Dumnezeu, dar nu însuși Dumnezeu. Sufletele de creație au deja în sine tot complexul manifestării, vorbirii, trăimii de Dumnezeu și astfel nu manifestarea lui Dumnezeu se desfășoară sub forma de creație, ci manifestarea de creație chip de Dumnezeu. Modelul creat de Dumnezeu se manifestă. Că acest model creat are în sine modelele arhetipale ale manifestării pur dumnezeiești de trăime și har rațiuni necreate. Este altceva, dar creația nu este nevoia de manifestare a lui Dumnezeu și singura posibilitate de manifestare dumnezeiască. Creația este transpunerea manifestării de Dumnezeu deja manifestată în Sine ca trime și har, încât creația este o creație reală, ca nou model și nouă transpunere de manifestare dumnezească. Creația nu evidențiază manifestarea lui Dumnezeu, căci este deja evidențiată ca trime și har ci creația este o dăruire de manifestare dumnezeiască unei realități efectiv create peste și în coexistență cu manifestarea pură de Dumnezeu. Astfel, sufletele de creație nu mai sunt eu relative de eu de Dumnezeu care se încarnează în diferite planuri corpuri ca să manifeste euul absolut, ci sunt Transpuneri reale, de total eu absolut Dumnezeu, în reale eu create, care nu sunt simple proiecții și imitații de eu absolut, ci noi moduri create de eu absolut ca multiplicare de unul absolut, egale ca chip cu unul absolut, dar deosebite și neamestecate, ce nu contrazic pe unul unic, ci îl deschid ca multipluri de unul, tot întreguri, nu ca fragmente, ce nu se absorb în unul, ci se întrepătrund în unul ca participare reciprocă. Unul participând la multiplurile sale și multiplurile de unul transpunând în multiple moduri pe unul căderea creației aduce falsa rupere de unul în bucăți fragmente de unul. Manifestarea lui unul nu este fărâmițarea, ruperea lui unul în infinite părți, care apoi să se reunească în unul absolut, ci adevărata manifestare este transpunerea lui unul în multipluri, tot întregi ca unul, ca deschidere în multiple moduri de unul. Deruta realității este dubla manifestare a unului integral, odată ca moduri egale cu unul, cel cuprinde și pe unul ca chip de unul care pare dublul lui unul, dar în fond este o transpunere tot de unul, dar în alt mod de unul, nedespărțit însă de unul, ce se dă astfel multiplul lui unul, ca deosebit, dar nu străin de unul, ci înrudit cu unul total. Doiul este și un al doilea unul, dar totodată este și doi de unul, ce nu înseamnă că doiul este mai mare ca unul și nu mai este egal cu unul, ci este tot unul, dar într-un mod de doi de unul. Doiul este astfel un alt unul în mod de doi egal cu unul și totodată o multiplicare de încă un unul ca deschidere de unul peste sine, ca viu ce naște real un alt viu egal cu sine. Unul, astfel, nu mai este simplul principiu permanent, ci viul care naște real alte permanențe egale cu sine, înrudite ca model și deosebite ca permanențe proprii. Mai mult, deruta este în prelungirile de modele de unul ca multiplu, în rațiunile ce ies din modelele unului. Viul ca transcendent este în manifestare proprie de modele de viuri egale cu sine, dar acesta are și o prelungire energetică ce se traduce ca rațiuni de moduri de realitate. Metafizica mistică este în primul rând realitatea de moduri limbaj de viu suflet, ce se prelungesc apoi ca o a doua realitate de rațiuni tipare de moduri de suflet. Rațiunile nu mai sunt moduri de multiplicări egale și integrale, ci sunt eco-prelungiri ale acestora, ca informații traduse totodată în realitate substanțială, ca energii de moduri de suflet. Rațiunile sunt informații substanțiale energetice de realitate de viu suflet, ce are în sine deja. Limbajul său, ca moduri de transpuneri, care acestea sunt arhetipurile rațiunilor din afară, din realitatea energetică corp. Viul suflet are deja în sine tot limbajul care este apoi tradus și în rațiuni corp. Mistica este limbaj direct de suflet, de moduri de mișcare de suflet, ce sunt. Altceva decât rațiunile specifice și valabile doar în realitatea energetică de corp. Greșeala mare este că se amestecă rațiunile de corp cu modurile de limbaj pur de suflet. Sufletul are mai mult decât gândire. Are dintr-o dată eu, conștiință, duh, ființă, spirit, sine, ce au în sine deja, limbajul de suflet. Ca moduri de vorbire pur sufletească pe care noi, după cădere, o uităm, rămânând proiecția, informația, de minte, rațiuni din corpul energetic. În starea de rai, noi aveam întâi limbajul de suflet, care acesta apoi se prelungea ca limbaj de corp, ca minte, simțire și sistem de gândire, trup fizic organic.